Echipa nouă promovată, FCM Târgu Mureș, a fost învinsă luni pe teren propriu cu scorul de 1-0, 0-0 la pauză de formația FC Brașov în primul meci al ei în cadrul Ligii 1. Golul câștigător a fost marcat de Valentin Badea cu o lovitură de cap în minutul 68, când a reluat în poartă mingea venită din centrarea lui Chipiciu de pe partea dreaptă. Din minutul 76, oaspeții au jucat în inferioritate numerică după eliminarea fundașului Maiernic. În ciuda superiorității numerice și a ocaziilor pe care le-au avut spre finalul partidei, târgu mureșenii n-au reușit egalarea. Victoria a trecut în dese rânduri de la o formație la cealaltă. Până la urmă a fost să fim noi cei care plecăm cu cele 3 puncte. Îmi felicit băieții din tot sufletul meu pentru efortul depus și pentru cele 3 puncte puse în joc. Este o victorie foarte importantă împotriva unei formații bune, în opinia mea. Jos pălăria pentru toți oamenii de aici, din Târgu Mureș, ce au putut să facă în acest intersezon. Și în ciuda faptului că am pierdut, eu cred că am făcut un joc bun pentru prima etapă și cred că am pierdut nemeritat. A fost o primă repriză, cred că, dominată de noi în întregime. Ne-am creat câteva situații de a marca. Din păcate am ratat. Pe urmă, a doua repriză, Brașov a echilibrat puțin jocul. Primele 15 minute cred că au fost ale lor, iar finalul din nou ne-a prins pe noi dominând, creând din situații, aducând mingea cu ușurință la poartă. Una peste alta sunt 3 puncte pierdute, chiar dacă ne-am meritat. Eu cred că puteam obține mai mult din jocul ăsta, dar am ratat destule ocazii și am luat un gol nepermis la nivelul la care suntem acum. Antrenorul târgu mureșenilor a subliniat că nu are ce reproșa. Ziariștii care l-au văzut discutând la finalul partidei cu arbitrul Ișvan Covaci l-au întrebat ce i-a spus. Nu, n-am avut de reproșat nimic, dar mi s-a părut o manieră de arbitraj care n-a fost tocmai conformă cu realitatea din teren. În rest, n-am reproșat nimic, l-am întrebat doar în momentul când sunt 6 schimbări, cred că ar fi trebuit acordate mai multe minute de prelungire. Și nu vreau să vorbesc despre arbitraj, pentru că și așa suntem o echipă mică și nu vreau să fiu penalizat sau amendat. Nu sunt bogat să plătesc o grămadă de bani și nu îmi permit să comentez foarte mult arbitrajul. Tribuna stadionului renovat din Târgu Mureș a găzduit la această partidă peste 6.000 de persoane. Galeriile și-au încurajat cu entuziasm jucătorii. La pauză, FCM a premiat pe foștii fotbaliști valoroși ai municipiului. Am avea nevoie acum în teren de leviturile libere ale lui Giusi Hono. Suntem foarte bucuroși că un vis a devenit realitate. În primul rând, într-un timp record, Primăria Târgu Mureș și orașul Târgu Mureș a reușit să pună la dispoziție un stadion ca astăzi, după 18 ani, să se desfășoare un meci de Liga 3-a. În următoarea etapă, cu numărul 2, FCM va întâlni în deplasare FC Vaslui vineri 30 iulie de la ora 20:30.